Povestiți-ne ce s-a întâmplat. La ora 9 suna la salvare, fiu venit până la ora 9, mers pe fișoare, au mâncat, au luat pastile. Cine? Bătrâna. Băieții i-o dat. Cine este bătrâna? E fina mea. Așa. Păcurarul Polimistra. E fina mea. Cum o cheamă? Păcurarul Polimistra. Și pe dumneavoastră cum vă cheamă? Dobre Elisea. Acum spuneți ce s-a întâmplat exact. La ora 9 suna băieții la salvare, că eu venit rău. E până la ora 9, mers, au vorbit. Și-a sunat și nu a venit salvarea. O stat o oră la stradă ca să vină. Și tocmai acum, la ora 1 și jumătate, a apărut salvarea. Suferea de ceva? Diabet. Dacă salvarea ajunge până la ora 12, putea la să... La ce ora decedat, doamna? La ora 12. Cine era cu ea? Era o bătrână de aici, așa, din vis-a-vis. Dar băieții unde erau? Acasă erau băieții, eram și eu. Ivan Maria i-au fost, baba Ivan i-a Maria, lumânarea. Ivan Maria, lumânarea, Ivan Maria. Haideți, da, doamnă, veniți și dumneavoastră și să ne relatați, dacă da, știți. Da. Dacă venea salvarea... Dacă venea salvarea mai devreme, o salva. Păi de la ora 9 și până la 1 la jumătate, mai trăie mortul? Păi n-am pe cum să mai trăiesc. A venit când era decedată, a venit salvarea. Și ce v-a zis când a venit? Când a venit, a zis că n-au salvare, au avut... Eu trimis la popene, acolo s-a dus, de la... N-avea unde să ducă. Decât la... O zic că acolo o stat, o constatat până când o lua bolnavul, era bolnavul în mașină când a venit. Putea să pui doi bolnavi, unul peste altul în salvare? Eu nu cred așa ceva. Așa e la noi, în România, că aici nu se mai termină niciodată. La noi nu sunt salvări, bani plătim pentru toate. Să oprești, când ne ducem, murim cu banii, dacă nu avem bani, nu mai trăim.